două goluri, reveniri de senzație. Păi cum a fost seara asta? A fost o primă repriză foarte proastă, am intrat fără personalitate, timorați, speriați. Speriați de ce? De bombe. Speriați, așa am intrat. Nu ne-a ieșit nimic prima repriză, am primit și acel gol din fază fixă. La pauză a trebuit să strângem rândurile, să ne reculegem și să câștigăm meciul. Cine a dat omul? Domn profesor, mister. A schimbat tactica și am reușit să câștigăm acest meci. Ai ajuns la 14 goluri, la egalitate cu Darius, pare că bătaia pentru golghetele se dă între voi doi. Nu mă bat cu nimeni, mă bat doar cu mine, să-mi depășesc cifrele din trecut, atât, nu am niciun alt gând. Ai ieșit cu ceva probleme? Nu, n-am mai putut, n-am mai avut suflu și am zis să las pe altul proaspăt. Nu simțiți că ăsta e anul care a arătat și meciul? Sincer, pe terenul acesta au fost rezultate mai puțin bune. Dacă o privim din perspectiva asta, cred că așa trebuie să fie anul nostru. Ați depășit și corpul acesta numit voluntari? Da, asta spuneam mai devreme, că aici am avut meciuri foarte grele tot timpul. Acum s-a dus și un antrenor stelist la ei și vă dați seama, este dorința mai mare de a câștiga împotriva noastră. Ai vorbit cu Nicolae? Nu, n-am apucat, nu. Terenul rău? Da, foarte rău. Da, și mie mi se pare că este terenul mic, am înțeles că are aceeași dimensiune, dar nu știu ce să spun. Uscat, nu s-a udat înainte. Asta este, dar e clar, o prima repriză foarte proastă din partea noastră. Dar ce ai simțit în momentul în care a dat dumneavoastră? Am simțit că e seara aia proastă în care nu ne iese nimic și vom pierde. Ai avut câteva certuri sau, mă rog, câteva discuții cu Sebi Colțescu în prima repriză? Nu, a fost, ne-am împrietenit mai greu, dar până la urmă fost super. A fost și o fază amuzantă, pentru că când tu te certai cu Colțescu, ceva din tribune te-a strigat sau te-a certat și tu i-ai răspuns, ai spus stași mă, și lumea din tribuna a început să râdă. Da, păi unii dacă beau o bere se văd zmei și... Ok? Da. Sincer, abia așteptați meciul cu Rapid, să vă măsurați puterile cu... Ți-am spus, nu cred că avem cu cine să ne măsurăm puterile, doar noi singuri am pierdut campionatul și anul trecut, așa că, sincer, lupta este cu noi atâta tot. E clar, este o echipă care se află pe locul 2, care ne urmăresc, care vin din spate, dar... Ce pot să spun? Trebuie să luăm meciul cu Petrolul prima dată și după vom vedea ce se va întâmpla. Nu mă interesează, te rog frumos, nu mă interesează. Unde ți-ai dorit să se joace meciul cu Rapid? Pe teren. Între Arena Națională și doar pe teren, atât. Pe oricare teren. Ok, o seară bună.